mijloacele de transport sunt destul de reduse, adică câteva mașini, trei la nivel de direcție. Încercăm să ținem cont de importanța tematicii primite de la minister, de importanța de tematică primită de la minister și apoi de importanța evenimentelor, obiectivelor existente pe teritoriul județului. Sper să avem o imagine, să reușim să ne desfășurăm activitatea conform legislației sanitare în vigoare. Considerați că în prezent cu câți oameni aveți, puteți face față la, eu știu, plângerile și cerințele județului Botoșani din punct de vedere al inspecțiilor sanitare? Poate, cred că nu putem în totalitate să ne desfășurăm activitatea din moment ce suntem așa puține persoane în acest compartiment. Dar, repet, încercăm, printr-o activitate chiar prelungită peste orele de program, să ne încadrăm în tot ceea ce există deficiență sau tematică sau evenimente la nivel de județ.